La începutul unui curs, profesorul pune o întrebare. Atunci când se unesc două lacuri deșarte, câtă apă au împreună? Studenții, fără să stea prea mult pe gânduri, răspund imediat. Domn profesor, normal că nu vor avea apă dacă nici inițial nu au avut. Așa este și la oameni, a continuat profesorul. Mai devreme sau mai târziu, fiecare din voi își va găsi perechea, adică a doua jumătate, cum se zice. Multă lume crede că aceasta este cheia fericirii. Dar, dacă nu veți învăța să vă bucurați de viață și să vă simțiți împliniți și când sunteți singuri, nu veți fi fericiți nici atunci când veți avea alături pe cineva, decât poate la început, a continuat profesorul. Priviți cât de divorțuri au loc în fiecare zi. Sfatul meu este, înainte să vă găsiți perechea, fiți siguri că lacul vostru este plin cu apă. Alegerea partenerului de viață este una din preocupările majore în tinerețe. Visăm la partenerul ideal, punându-ne mari speranțe că el va fi cel care ne va aduce fericirea. După ce l-am găsit, din partenerul perfect, în scurt timp, se transformă în coșmarul perfect. Ne plângem de el, îi vedem defectele și ne întrebăm de ce nu le-am observat înainte de căsătorie. Apoi căutăm și găsim motive suficiente pentru a întrerupe relația. Doar multă lume o face. Și pornim de la capăt în căutarea partenerului ideal. Poate ar trebui să schimbăm macazul gândirii noastre. De fapt, primim doar ceea ce oferim. Vrem zâmbet, voie bună, fericire, cuvinte frumoase? Le vom primi în măsura în care le oferim. Aceasta e provocarea de astăzi.